Cu mult timp în urmă, în adâncul pădurii exista un sat ascuns în care trăiau niște creaturi micuțe. Ei își spuneau ștrumfi și erau buni la suflet. Dar mai era și Gargamel, vrăjitorul malefic. El era rău. Urăsc ștrumfii! Te prind eu! Vă voi prinde pe toți, chiar dacă este ultimul lucru pe care îl voi face! Pune-o mâna pe voi! O să vă pară rău când o să vă găsesc satul! Pădurea este încă acolo și dacă ascultați cu atenție, puteți auzi urletele lui Gargamel, iar dacă sunteți buni, îi puteți zări și pe ștrumfi. Ștrumfii! V-am prins acum, ticăloși mici albaștri. Fugi, blăguțule, fugi! Păi, de data asta nu mai scăpați. Da. Fii atent la rădăcină. Care? Ajutor, m-a prins! Ajutor, 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 ajutor! Liniște! Prefer să am liniște la masă. Masă? Voi nu, o să... O să mă... Nu suport să mă uit. Ajutor, să prea tânăr ca să șlumfesc. Prima îmbucătură e cea mai gustoasă. Pe aici, plecuțule, aruncă-te! Firar să fie, meștere, mi-ai salvat viața! Îți promit că o să mă revanșez! Lasă, plecuțule, orice ștrumf ar face asta pentru alt ștrumf. Ne ștrumfim mâine! Oricum am să mă revanșez, măcar atât pot să fac. Blăguțule, ce faci acolo? Servesc micul dejun la pat. Măcar atâta lucru să fac și eu pentru tine. Păi nu trebuie să te obosești atât, zău. Nu-i nicio oboseală. Stai liniștit și fac eu tot. Micul dejun e servit. Mulțumesc, blăguțule. Stai, mai întâi șervețelul. Așa. Lasă, blăguțule, oricum eu nu mâncam mult la micul dejun. Asta e bine, pentru că am să-ți pregătesc un prânz uriaș. Nu, n-am timp nici de prânz, știi doar că am foarte multă treabă la atelier. Ai multă treabă? Atunci o să te ajut eu, măcar atât pot să fac și eu pentru tine. Cu ce să încep? Ce-ar fi doar să te uiți cum lucrezi? Sigur. Blăguțule, n-ai vrea să te uiți tu de acolo? Sigur. Știu, poți să-mi aduci niște șuruburi de la bancul de lucru? Sigur. Aduc șuruburi de la bancul de lucru. Aduc șuruburi de la bancul de lucru. La-di-da-di-da-di-da. Poftim șuruburile. Ce s-a întâmplat? Nu știu, doar am luat șuruburile astea de acolo tocmai la timp. Așa, blăguțule, șlefuiește bine placa aia când lucrez eu la noua sperietoare de ciori pentru fermier. Asta ar trebui să-l țină departe de bucluc pentru o vreme. Meștere, am terminat? Șlefuiește în continuare! Acum am terminat? Mai șlefuiește! Meștere! Mai șlefuiește! Meștere, tot n-am terminat? Lasă, tu șlefuiește acolo liniștit! Blăguțule, ce s-a întâmplat? Unde ești? Sus, aici, meștere! Meștere, cred că acum am terminat!
Fermierule, asta e noua ta sperietoare automată de ciori, Eolian. Și eu am ajutat la construirea ei, fermierule. Doar că s-a prins o piatră suplată. Dar trec eu asta cât ai clipit. Blecuțule, nu! Nicio problemă! Măcar atât pot să fac eu. Trebuie să o oprim. Se îndreaptă chiar spre sat. Atenție! Ștruf! Fugiți să scăpați cu viață! Urăsc sperietorile de ciori. Haide să ștrufim chestia asta. Da, da, să ștrufim. Am prins-o. Da, așa. Doar nu vrei să zici că ne-a prins? Urăsc. Ce sperietoare mare de ciori, meștere. Nu mai arată nicăieri în jur. Cu ce pot să te ajut să faci următoarea? Cu nimic, cu nimic, nu mai vreau să mă ajuți. Bine, dar mi-ai salvat viața și... Aș fi făcut-o pentru oricare ștrunf. Așa că las o baltă, bine? Bine. Of, bleguțule. De ce ai nevoie să mai șlefuiesc mic dejun prăcină? Ce-ar fi să adun niște lemne? Sigur, măcar atât să pot să fac și eu. Oh, n-am să mai scap niciodată de el. Un singur ștrunf e destul de isteț să rezolve problema asta fără să-i rănească sentimentele, blăguțului. Mulțumesc pentru introducerea ștrunfită. Percep problema ca pe un conflict de... Mă refeream la papa ștrunf. Ștrunf, o să încenăm o situație în care meșterul să pară a fi în mare pericol. Va striga după ajutor și să-l lăsăm pe bleguțul să-l salveze. Da, 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 da. Exact, ăsta este sfatul pe care voiam și eu să-l dau. Ca să funcționeze ar trebui să mergem până la capătul. Dar geniul nu e niciodată apreciat cât e în viață. E totul pregătit, meștere. Bine, ștrunfiță, fă tu o încercare. Bine, merge ca uns. Deci suntem gata. Bine, strigă-l pe bleguțul. La, 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 la. Adu-mi lemne pentru meșter. Ajutor, ajutor, ajutor. Aolea, ăla-i meșterul. Ajutor, ajutor. Nu te spui, meștere, vin. Ajutor, 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 ajutor. Uite-l că vine. Stați, n-a luat pe punct de trebuie. Ba nu, vine. Ba nu, se duce înapoi. Stați, vine iar încoace. Ajutor, 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 ajutor. Ce s-a întâmplat? Unde-i meșterul? Acolo e prins un puștean ăla uriaș. Oh, nu! N-ai nicio grijă, prietene! Te scot de acolo cât te zice ștrunf! Grozav! Psst, frânghia! Doar un singur ștrunf ar putea trage de frânghie! Da, un ștrunf puternic precum bleguțul ar trebui să tragă de frânghia asta! Frânghia? Ah, frânghia! Vai, nu! Blecuțule, așteaptă! Păzea, blecuțule! Firar să fie, meștere, iar mi-ai salvat viața! Acum îți sunt dator de două ori! Oh, nu! Papa ștrunf, sper din suflet că de data asta o să meargă! Uite că vine, meștere! Ajutor, ajutor! Ajutor! Nu-ți face griji, meștere, sunt aici! Da, dar aș vrea să știu să not. Poți să iei barca? Așa e, barca. Dar aș vrea să știu să vâslesc. E ușor, te ajutăm noi. Ia că vin, meștere, ține-te bine. Nu mai văd nimic. Nu mai nimic, aș vrea să te ajutești truf, meștere. Nu te grăbi, blăguțule, mai încet. Repede, apucă de frânghie. Ajutor! Ajutor! Înhas-o, bleguțule, și dă din picioare ca și când de asta ar atârna viața ta, pentru că chiar așa e! Ura! 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 Meștere, iar mi-ai salvat viața! De parcă aș fi într-un vis! Aș zice mai degrabă că e un coșmar! Așa, am găsit. Soluția perfectă ca bleguțul să-i plătească odată meșterului datoria. Un așa zis monstru o să-l prindă pe meșter și tot ce va trebui bleguțul să facă va fi să-l sperie și să-l gonească. Da, un așa zis monstru am putea folosi sperietoarea de ciori. O idee sclipitoare, papa ștrunf.
ce înspăimântătoare e! Da, ar trebui să-și facă treaba ștrumfește. Arborele ăla ar mai avea nevoie de o scatoalcă, să ia o piatră să-i ard una. Frate, uite-l și pe monstru nostru. Ca să nu mai vorbim decât de urât e. Ștrunf, meșterul vă așteaptă acolo. Grozav monstru, papa Ștrunf. Chiar numero Ștrunf. Urăsc monștrii. Urăsc și gă. Mamă, chiar că au făcut o treabă ștrunfească cu sperietoarea mea. O să faci o treabă pe cinste. Ajutor, bleguțule, salvează-mă! Chiar mârâi ca un monstru adevărat. Uf, nu mă mai strângeți așa tare, băieți. E cea mai ștrunfească idee pe care a avut-o vreodată papa Ștrunf. Ce se întâmplă? Ei, n-a fost prea plăcut. Aduceți-l înapoi. Ia straznițel, ăsta nu e mușchi. Asta nu e sperătoare de ciori, e un monstru adevărat. Ajutor, 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 ajutor. Sfinte Ștrunf, meșterul a fost prins de un monstru adevărat. Hei, monstru mare și ticălos, dă-i drumul meșterului. Da, și mai repede, pentru că papa Ștrunf n-o să tolereze. Ajutor, ajutor. N-ai grijă, meștere, uite că vin. Poți conta pe mine. La o parte, sperietoare! Ah, bleguțule, chiar mi-ai salvat viața! Mă, să fie! Cred că acum sunt închit! Cu siguranță și sunt mândru de amândoi! Ba, nu, papa Ștrunf! De ce? Eu aș zice că acum meșterul îi e dator bleguțului, pentru că atunci când bleguțul l-a salvat pe meșter, meșterul nu i-a dator bleguțului, dar bleguțul era dator... După cum spunea papa Ștrunf, acum toată lumea e chit.